Bună ziua, dragii mei! Scuzați în recușala. Astăzi voi vorbi despre un parfum foarte, foarte controversat. Un parfum despre care vă vorbeam în videourile mele antecedente cu Alex. Voi vorbi despre Secretion Magnifique. Secretion Magnifique e un parfum foarte, foarte interesant pentru mine. E un parfum, eu aș spune, acvatic, marin, cu tonuri lăptoase, cu tonuri ambrate, pudrate, pe alocuri lemnoase. M-am fost uimit să văd că pe internet el e catalogat ca un parfum lemnos la bază, însă eu l-aș vedea în mod esențial ca pe un parfum acvatic în excelență. Unul mi s-a părut foarte scârbos, ce să zic, dar eu personal, de când l-am achiziționat, l-am folosit, l-am dat și altora să-l miroasă, pot spune că acest parfum e cu totul și cu totul unic, interesant. Nu pot spune că este așa de scârbos, de descusător, precum am văzut pe internet. Chiar l-am dat și unei doamne în vârstă să-l miroase. Și dânsa a fost chiar plăcut impresionată de el, spunându-mi că miroase foarte interesant. Acum ce să vă spun, dragii mei, dacă vreți un parfum provocator, dacă aveți un nas mai antrenat, dacă ați mirosit mai multe parfumuri de la Casa Etat Libre d'Orange, vă recomand să-l mirosiți, să-l achiziționați. Eu, de exemplu, am luat un decant, ca de obicei, de la acest parfum. L-am testat și, într-adevăr, mai mult de un puf, două, nu vă recomand să puneți, pentru că e foarte puternic și ca proiecție, minim 24-26 de ore, așa l-am simțit-o pe pielea mea. S-ar putea să fie și mai mult în cazul vostru. Sunt curios de părerele voastre, dacă aveți ocazia să-l mirosiți sau să-l testați. Scrieți-mi și mie în comentarii cum vi s-a părut acest parfum infam. Mirosiți frumos în continuare. Vă pup!